Locuirea este un element cheie în procesul de accesare a resurselor sociale, spun David Madden și Peter Marcuse în cartea lor În apărarea locuirii. Iar aceasta, pentru că existența unei case creează și afirmă conexiunile dintre oameni, comunități și instituții și, prin urmare, creează relații de putere. Anume, aceste caracteristici fac locuirea să fie diferită de oricare altă marfă. Continuă episodul despre activismul urban al podcastului Contrasens, parte a seriei despre mișcări în contrasens pe care o realizăm mai nou. Dacă în prima parte am vorbit despre Timișoara și munca de organizare pe care o face grupul Dreptul la Oraș, de data aceasta îmi voi orienta atenția către activitatea mișcării Căști Sociale Acum, inițiativa civic-activistă a Fundației Desire. Aceasta este cunoscută pentru acțiunile publice constante realizate în Cluj. Proteste, demonstrații, procesele de judecată și prezența în mass media, activitatea de cercetare și advocacy și multe altele. Împreună cu FCDL, Dreptul la Oraș și Asociația Eromnia, în 2017, Căști Sociale Acum au inițiat platforma Blocul pentru Locuire, aceasta oferind context pentru cooperare la nivelul întregii regiuni. Așa se face că, în capitalism, orașele cu activitate culturală și economică intensă au un risc sporit să genereze probleme de locuire, și anume creșterea chiriilor și inaccesibilitatea locuinților pentru oamenii cu venituri mici și medii. Nevoia de locuințe însă este sporită. Însă, din păcate, cei mai mulți dintre oameni care locuiesc lucrând sau învățând în Cluj nu își permit locuințe decente, cu suficient spațiu, în locuri în care să circule transportul public, pentru că nu toți avem sau ne dorim automobile personale. Noile locuințe construite se vând sau se închiriază la prețuri cosmice în raport cu venitul mediu. În același timp, are loc dislocarea, evacuarea și constrângerea orășenilor și orășencelor de a se muta din casele în care au locuit, pentru a face loc unor blocuri noi, mai scumpe, pentru cei care își permit asemenea investiții. Căști Sociale Acum este vocea care vorbește despre nevoia de a politiza locuirea socială în orașul Cluj, în contextul reducerii drastice a fondului locativ de stat și al transformării locuirii în afacere imobiliară în ultimele decade, cât și al limitării accesului la locuințe sociale tocmai persoanelor care sunt îndreptățite să le ocupe. Cazul cel mai marcant pentru politica de locuire a orașului este evacuarea ilegală din decembrie 2010 a 350 de persoane de pe strada relativ centrală Coastei, la Patarât, loc aflat în apropierea gropii de gunoi a orașului, deci toxic pentru sănătatea și viața oamenilor, deconectat de transportul public și orice instituție a vieții publice urbane. Căști Sociale Acum se angajează într-o luptă care, spun ei, trebuie să susțină persoanele de etnie romă, aparținând clasei muncitoare pauperizate, pentru a deveni un actor public care luptă pentru o politică antirasistă și justă de locuire publică. Urmează fragmente din discuția pe care am avut-o în luna februarie 2020 cu trei reprezentante a grupului Căști Sociale Acum, Enică, Maria și Linda. Energia și fermitatea cu care aceste femei luptă pentru locuire decentă, pentru mai multe locuințe publice și pentru schimbarea situației actuale pe planul accesului la locuințe este uimitoare și molipsitoare. Și aș vrea să încep cu întrebarea: ce înseamnă Căști Sociale? Ce sens puneți în acest concept și în această expresie? Am dat acest nume mișcării noastre în 2016, dar deja aveam activități și dinainte și toate se legau de problematica locuirii sociale. Ne-am propus încă din 2011 să tematizăm, respectiv să politizăm problematica locuințelor sociale, adică să înțelegem ce decizii politice au dus la reducerea atât de dramatică a procentului de locuințe sociale. În Cluj, azi, acesta e în jur de 1,3% din stocul întreg de locuințe. Și pornind de acolo, desigur, ne-am propus să venim noi cu câteva propuneri cum s-ar putea rebalansa acest procent. Deci asta e scopul și numele mișcării denotă acest lucru. Ne-am jucat un pic cu termenul de căș.
Am mai observat așa ca o semiglumă să spun câteva persoane ne-au observat în acest oraș foarte zgomotos datorită acestui nume, pentru că doreau să ne atenționeze că am făcut o greșeală gramaticală, iar noi spuneam că mesajul din spatele acestui cuvânt este de fapt acela că indiferent cine cum spune caselor, cășilor, locuințelor, toți avem dreptul la locuire adecvat. Și mie mi s-a părut tot timpul interesant acest joc de gramatică, să-i spunem așa. Aș vrea să întreb dacă poți să explici poate un pic ce înseamnă în România căști sociale sau care, la ce ne referim atunci când folosim acest termen mai degrabă juridic așa sau legislativ. Ce înseamnă? Cui e destinat sau de ce trebuie să fie într-un fel sau altul? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că dacă ne uităm în diferite țări din Europa, vedem că acest termen are conotații, semnificații, sensuri diferite și în funcție de istoria politicii de locuire. Deci la noi termenul de locuință socială intră în vigoare din 96 cu noua lege a locuinței. Acolo se definește ce anume este, că ea nu se poate vinde, că ea este dedicată celor care nu își permit să achiziționeze locuință de pe piață, da? Suntem deja în anii 90 când acest lucru se pune în discuție și nu se poate vinde, foarte important acest lucru, pentru că în paralel cu noile locuințe sociale, care trebuie să respecte și niște standarde conform legii locuinței, mai avem în stocul locativ public și vechile locuințe fond de stat. Ei, acelea încă se mai pot vinde, respectiv știm bine că majoritatea s-a vândut în anii 90 de pe urma legilor de atunci. Acele vechi locuințe fond de stat, mă rog, ele nu trebuie să respecte standardele locuințelor sociale noi, care ar trebui să fie construite de către autoritățile publice locale. Practic lor le revine obligația să creeze și să gestioneze și să finanțeze parțial locuințele sociale nou construite. Respectiv, primăriile pot să aplice pentru finanțare și de la bugetul central, de la Ministerul Dezvoltării Regionale sau cum se cheamă el din de la o guvernare alta a avut alte nume, dar practic Ministerul Dezvoltării. Însă nu știu, primăriile nu prea fac acest lucru și nici nu construiesc. Și locuințele din vechiul fond de stat continuă să le vândă. Deci procentul acestora continuă să scadă. De aceea e o provocare permanentă pentru noi să convingem autoritățile de ce e nevoie de ele, de ce este obligația lor să asigure locuințe adecvate pentru toți. Dar și populația, să spunem așa, nu? Să schimbăm mentalitatea aceasta care domină și conform căreia locuirea este un merit și trebuie să dovedești personal, individual, că meriți să ai o locuință. Nu, noi spunem locuința este un drept universal și e o nevoie primordială pentru toți. Da, e interesant că trebuie să existe cineva exterior cumva statului care să amintească că există niște legi și că, adică în termenii ăștia foarte de bază în care trebuie să fii acolo amintind că există o lege care asigură cetățenii cu dreptul la locuire și așa mai departe. Și în sensul ăsta vreau să vă întreb și pe voi, pe Maria și pe Linda, care sunt, nu știu, exemple de lucruri pe care le faceți sau în care sunteți implicate în cadrul organizației și cu căști sociale pentru a, nu știu, pentru lupta asta, pentru dreptul la locuire. În cadrul organizației avem diferite activități. În primul rând, activitatea numărul 1 este activități de gen civic, adică să schimbăm mentalitatea oamenilor în care noi invităm oamenii să fie implicați, deoarece dorim să arătăm că locuirea, cum a spus și doamna Eni, este un drept, nu un merit. Noi avem ziarul Cărămida, unde fiecare din echipă contribuie cu un mesaj, cu un mic articol.
Plus de aia avem iar diferite campanii. Acum, de exemplu, ne ocupăm de o campanie de strângere de fonduri, deoarece avem pe rol un proces, procesul cu rampele îl numim noi, adică persoanele de la casele modulare din Patarât, este un proces cu primăria, Consiliul Local și rampa Rea de Peș și Salpres, deoarece au încălcat acel regulament de a construi locuințele la o distanță de peste 1000 de metri. Locuințele au fost construite la o distanță sub 1000 de metri și, bineînțeles, împreună cu doamna Ani și cu colegii care suntem, am identificat această problemă și atunci, împreună cu Căș, am acționat în instanță, având în vedere că acolo onorariul și a fost destul de depășit, care a depășit bugetul nostru cu mult, atunci am decis să facem această campanie și chiar mă bucur că am făcut-o, deoarece am văzut că este implicare din partea oamenilor și deschidere și acest subiect de mediu pare să intereseze pe oameni. Mediu în combinație cu locuirea. Da, pentru că sunt legate cumva și dacă uneori la primă vedere pare că lucrurile stau separate, totuși e mereu o pletire între unde se locuiește, care e calitatea, nu știu, a mediului și în general a locului în care trăim. Una din acțiunile pe care Asociația Căști Sociale acum le-a mai avut a fost încă un proces împreună cu oameni din comunitatea de pe strada cantonului. A fost un proces împotriva criteriilor, fapt care s-a dovedit că criteriile sunt discriminatorii și am câștigat la primul pas, iar și la final, la curtea de apel, am câștigat procesul. S-a dovedit că noi aveam dreptate, criteriile chiar sunt discriminatorii și acum așteptăm următoarele criterii care vor fi anul ăsta. Sperăm să se țină cont de luptele astea. Da, într-adevăr, criteriile acelea a fost un proces extraordinar de important, pentru că, având în vedere că se numește locuințe sociale publice, ce înseamnă social? Înseamnă că acea persoană este mai dezavantajată și de aceea are nevoie de o locuință socială. Și acel criteriu în care se cerea ca aplicantul să aibă doctorat este chiar într-adevăr discriminatoriu, fapt care a fost și dovedit. Înscris de aia și am câștigat, pentru noi este o realizare extraordinar de mare și de importantă. Îs pași mărunți în vederea altor oameni care ne privesc de pe margini, dar pentru noi este un pas extraordinar de mare. De ce? Pentru că din anul 2010 am fost declarați total toată zona Patarât neeligibili. Cu totul că aveam adeverințe de școală, adeverințe de venit, adeverințe de studii, de una alta, eram direct clasați, descalificați, fără drepturi. Și în momentul când făceam contestații, ni se dădeau niște răspunsuri așa, care practic, gen cum are obiceiul domnul Boc să spună, păi, educația e cea mai principală. Noi ducem persoane cu dizabilități să spună ofu și la niște persoane cu dizabilități domnul Bog le dă răspuns, educația e cea mai principală. Răspuns de genul ăla evazive să se ocolească și să se ascundă. Eu cel puțin sunt mai familiară cu activitățile astea publice, cumva protestele, marșurile care se întâmplă unele anual, altele la diverse ocazii, dacă poți să spui și despre ele. Avem anual manifest protestul din 17 decembrie, care e comemorarea evacuării de pe coastei, ăla e în fiecare an. În rest, facem cu fiecare ocazie pe care o avem sau am făcut, de exemplu, în 21 martie, în 1 mai, avem destul de multe acțiuni stradale, să zic așa, doar că ideea e că nu participă așa de multă lume, ceea ce înseamnă că încă locuința nu e chiar o prioritate pentru unii. Din afară, mă refer, nu din comunități, autoritățile nu prea ne văd. Oamenii din afară, din Cluj, mă refer,
nu consideră că locuința pentru romi, în general, e o necesitate atât de mare ca, cum ai zis tu, corupția. Da, totuși să vedem un pic și în timp. Da. Cred că am avut acțiuni la care a fost totuși o participare. Ultima acțiune am avut în 17 decembrie. Am avut aproape 100 de oameni. Deci asta și pentru noi a fost wow. De obicei suntem mai puțini, dar avem hongul mare, chiar dacă suntem puțini. Facem gălăgie. Bine, să nu uităm că la un moment dat am avut un protest. 2013... 2014, care s-a numit Socceres Europa, și la acel protest am fost 400-500 de persoane din toată Europa, tineri, romi, neromi, și ne-am asociat așa împreună și a fost, acel protest a fost cel mai mare protest pe care l-am făcut împreună. Într-adevăr, începuturile mișcării noastre sunt înrădăcinate în evacuările din anii din 2010, apoi desigur ne-am documentat și am făcut vizibile și efectele evacuărilor din anii 90 și 2000, și toate acestea au afectat în mod primordial persoanele de etnie romă. De aceea revendicările noastre vin cumva și din această direcție, de a vorbi despre discriminarea etnică și rasializarea persoanelor de etnie romă, rasializarea săracilor și excluderea lor de la aceste drepturi. Însă, tot mai mult, din 2015 încoace cel puțin, și cred că protestul, ce zicea Maria, din 17 decembrie anul trecut arată clar acest lucru, că am reușit să ne schimbăm și mesajele și să atragem mai mulți oameni datorită acestui lucru, conștientizând tot mai pregnant că vorbim despre dreptul la locuire pentru toți. Și în decembrie anul trecut ne-am adresat în primul rând chiriașilor din Cluj, respectiv problemei chiriilor foarte mari, care sunt cele mai mari din țară, pe piața de locuințe, și era cumva, nu, mesajul înspre solidaritate, înspre a gândi și a face acțiuni împreună, pentru că presiunea asupra decidenților politici trebuie să vină din mai multe părți, să nu se reducă doar la anumite categorii de persoane, pentru că așa e foarte facil primăriei să spună cei săraci oameni care stau pe cantonul și sunt și de etnie romă și vin cu tot felul de stereotipii și prejudecăți. Desigur, încercăm să le combatem și criticăm și pe acelea de fiecare dată, dar să vadă, da, primăria că e vorba și de alte persoane care chiar câștigă, chiar pot să câștigi în orașul ăsta venitul mediu de 3.000 de lei lunar, să zic, și să dai din banii aceia 1.200-1.500 de lei pentru chirie. Deci ajungi să plătești jumătate din salariul tău pe o chirie privată, ceea ce nu este normal, adică nu e acea calitate a vieții, cel puțin, despre care administrația locală vorbește cu mândrie atunci când plasează Clujul pe topul României. Da, cred că ce este important și la aceste proteste, indiferent de amploarea lor de la an la an, este că sunt consecvente și că tot timpul invită la solidaritatea asta despre care vorbești și tu, și care cumva are un potențial mult mai mare să devină cumva, să potențeze și să facă discursul ăsta pentru dreptul la locuire mai vizibil. V-am să vă întreb și care sunt, nu știu, criticile sau lucrurile pe care le aveți în vizor atunci când vă, nu știu, vă articulați activitățile pe care le faceți. Care sunt, să zicem așa, trăsăturile pieței locuirii din Cluj, mai ales, cu care nu sunteți de acord și care vi se par nedrepte, să zicem așa. Nu doar în ce privește locuințele sociale, poate, ci în general în termen de piața asta a locuirii. Da, deci observăm că în mod predominant locuințele se produc de către privați,
și tot mai mult din anii 2000 încoace, cel puțin, și de către companii, firme, dezvoltatori imobiliari, cum se mai numesc ei. Și, desigur, ei produc locuințe pentru profit. Deci, practic, ceea ce fac ei nu este un răspuns la nevoia de locuire, chiar dacă ei așa își vând marfa și încearcă să împacheteze foarte frumos viața la înălțime, calitatea vieții, stil de viață modern, etc. Dar, de fapt, miza lor este aceasta, să producă pentru profit. Și atunci critica noastră se adresează, da, acestei practici, respectiv acestei politici din partea autorităților care susțin practic acest tip de dezvoltare urbană și dezvoltare imobiliară, care e practic responsabilă și pentru creșterea atât de exacerbată a prețurilor de locuințe pe piață. Și atunci, desigur, critica noastră se adresează într-un sens mai larg acestui tip de dezvoltare urbană, care nu mai ține cont de nevoile locatarilor, locuitorilor, de nevoile oamenilor, ne mai vorbim de drepturile lor, ci dorește să atragă investitori, pentru că e o lume capitalistă în care trăim, e un mod de guvernare neoliberală, e o primărie antreprenorială care vrea să atragă cât mai mulți bani. Okay. Și atunci atrage bani de la investitori, trebuie să-i atragă pe investitori și le dă diverse facilități. Da, asta mi se pare și mie, că dacă există vreun univers în care capitalismul funcționează, povestea asta cu investitorii este cumva instrumentală și presupune că, ok, dacă sunt investitori, atunci, nu știu, apar locuri de muncă, se construiesc, de exemplu, aceste locuințe pe care statul probabil că nu este competent să le facă, doar că pe drum se pierde și fărâma aia de sens în care investitorii și investițiile ajută la formarea unor lucruri. Pentru că, într-un final, cum zici și tu, totul se orientează la atras investitori și creat facilități pentru investitori și oferit, cumva, nu mai contează cine sunt oamenii care o să poată beneficia de produsul ăsta al lor de locuințe, dacă o să poată, ce înseamnă asta pentru oraș, și cumva totul se limitează la, nu mai e despre locuire, nu mai e despre dezvoltare, e despre profit și despre acumularea asta de bani, efectiv. Da, și investitorii, respectiv primăria, ce spune? Spune că prețurile depind de relația între cerere și ofertă. Deci este foarte mare cerere pe piața de locuințe din Cluj, adică tot mai mulți oameni au nevoie, vin tot mai mulți oameni să se stabilească în Cluj, că aici sunt locuri de muncă mai bune decât în multe alte părți din țară, ceea ce partea asta e adevărat, însă ceea ce observăm noi, că de o vreme în ceea ce se spune că ar fi cerere, nu e doar cererea din partea persoanelor care cumpără ca să locuiască efectiv în locuința pe care au cumpărat-o, ci e cererea din partea multora, chiar și firme, companii, nu doar persoane fizice, care cumpără ca să vândă mai departe. Deci cumpără locuințele ca o investiție. Chiar așa sună multe dintre reclamele actuale. Ca pe lucrurile de valoare, cumva. Investiție, da. Și atunci asta crește, de fapt, prețul. Și dacă ne uităm la nevoia efectivă, e o altă discuție. Da, și noi nu spunem nici că nu e bine să se construiască, că trebuie, orașul trebuie tot timpul, nu? Să se reinventeze, să se dezvolte, nimeni nu vrea să aibă case vechi, cât de răpânate, nu știu. Dar și acele case vechi se pot renova, se pot repara, respectiv dacă nu se mai pot, atunci ok, să se facă blocuri noi, nimeni nu zice să nu fie blocuri noi frumoase, dar să fie și locuințe și apartamente care sunt accesibile și celor care au venituri foarte mici. Adică venitul minim pe economie e foarte mic în continuare. 1300 de lei cât primește o persoană net, așa, ca salar pe lună, nu e suficient să plătească 400 de euro pe lună. Și atunci trebuie să ne gândim la toată lumea. Toată lumea contribuie până la urmă la aici este vorba în general, și nu doar despre romi. Aici este vorba în general, că nu doar romii au nevoie asta, deci și alți oameni lucrează pe salariul ăsta minim, pe economie. Și atunci, cine plătește chirie 400 de euro, îți dai seama din ce trăiesc sau cum trăiesc. Deci, când nu ai de ales, stai în chirie.
Am observat în același timp că orașul Cluj nu mai are în vedere categoria asta marginală de oameni sau nici măcar cea de mijloc. Se vizează pe o anumită categorie de persoane, adică cei bogați. Trăim în societatea în care și cei care de-abia își plătesc chiria de 300-400 de euro, le este rușine să recunoască că plătesc mult și de-abia rămân bani de mâncare. Trăim într-o lume deja în care ne ascundem unii față de ceilalți, în loc să punem problemele pe tapet, pe masă, să le discutăm. Asta am observat că, cum a spus și Maria, vizează... N-am nimic împotrivă, Doamne fer, deci dacă oamenii sunt bogați, ok, dacă își permit să-și iau un apartament la etajul 40, foarte bine. Da, dar hai să avem în vedere și persoanele rome-nerome, indiferent de etnie, să aibă și ele acces la o locuință socială publică. Dacă vin investitorii, foarte bine, dar datoria noastră ca stat și ca primărie și ca entități al orașului Cluj este să asigurăm fiecărui om o locuință decentă. Indiferent, sărac, bogat, clasa de mijloc, cum o fi. Senzația asta că oamenii din Cluj sunt mega bogați. Că au bani, dacă există. Și au bani, există, da. Și se poate. De parcă salariile ar crește așa în fiecare toamnă. Preferă să tacă din gură, da. Să înghidă și să nu recunoască, bă frate, mi-e greu să plătesc chiria în Cluj. Căci că e o rușine. Nu e o realitate. Păi cred că e considerat în societatea noastră că dacă nu câștigi destul, înseamnă că nu faci destul. Iar dacă nu faci destul, înseamnă că nu ești destul de bun, știi? Adică logica merge în felul ăsta în care trebuie să ții cu dinții și să... Da, da, da. Să nu ajungi condamnați, practic, de cei din societate că nu ești destul de bun să primești o locuință sau să ai o locuință. Și de aceea, în Pyramida, de exemplu, încercăm să publicăm articole și despre cum e și în alte țări, unde, nu știu, de exemplu, în Viena sau în Berlin, nu este deloc rușine să se vorbească de faptul că cineva stă în locuință socială, că beneficiază de acest drept sau că luptă pentru acest drept. Deci, noi suntem mai capitaliști decât țările cele mai avansate din acest punct de vedere al evoluției capitalismului. E un decalaj foarte puternic în înțelegerea asta a termenului. De-aia și vă întrebam la început cumva, că la noi e foarte așa clar, articulat ca un fel de suport pentru oamenii care chiar nu, care sunt foarte puternic privați de tot felul de posibilități. Da, acum, no, e definiția dată de lege de care vorbeam la început, că acolo, na, desigur, definiția e făcută în funcție de nivelul veniturilor. Fiind și o societate foarte inegală, că da, suntem foarte avansați și din acest punct de vedere, inegalitățile de venit sunt printre cele mai mari din țările Uniunii Europene, trebuie să recunoști că există priorități. Dacă, nu știu, recunoști cât de cât realist, că na, nu se poate construi atât de mult, de așa de repede, ca să asiguri acest drept tuturor ca un drept universal. Că atunci să începi de undeva, să stabilești priorități, suntem și noi de acord cu asta, dar în paralel cu asta susținem dreptul la locuire ca un drept universal și atunci locuințele publice făcute de stat din bugetul public, considerăm că trebuie să fie în așa fel sau de acea cantitate care să asigure până la urmă dreptul la locuire pentru toți. Deci cum ar veni, nu știu, cred că am avea și nu știu, niște propuneri și pe termen mediu și pe termen mai lung, dar da, deci oricum suntem de acord cu ce ai zis, să nu reducem locuința socială ca la un act de caritate față de cei mai săraci. Nu, e un drept de care ar trebui să beneficiem cu toții, cei care nu sunt plătiți suficient pentru munca pe care o prestează atunci, față de această stare, trebuie gândite politici publice care să răspundă la problematica asta, ca o problemă mai generală, nu doar a celor foarte săraci. Oare ai putea, poate, să spui un pic despre, nu știu, fundamentul ăsta politic sau motivația
ideologică, teoretică, care stă în spatele activității și cumva preocupării pentru tema asta. Pentru că atunci când bănuiesc, atunci când te angajezi într-o activitate din asta pe termen așa lung și depui o muncă constantă pentru o temă, ai o oarecare, nu știu, o oarecare înțelegere a subiectului care te face să consideri că ăsta e lucru pentru care vrei să, nu știu, să militezi. Da, păi, da, cred că e complicat să răspunzi la acest lucru așa cât de cât scurt, pentru că răspunsul are mai multe componente. Practic, vorbim despre aspirațiile noastre politice pentru o societate mai bună, mai dreaptă, mai justă, în care toți oamenii au acces egal la resursele pe care societatea le produce. Și locuințele sunt o astfel de resursă pe care societatea le produce și care încă o dată răspund nevoilor, trebuie să răspundă nevoilor tuturor. Apoi e vorba și de ideea noastră cu privire la responsabilitățile statului. Deci în măsura în care statul rămâne o putere care are control asupra distribuirii resurselor, desigur că nu e corect, nu e just, nu e acceptabil, nu e moral sau ce alți termeni să folosim, ca acele resurse statul să le distribuie către sau în favoarea celor mai privilegiați. Și atunci, da, revendicăm un sistem de redistribuire echitabilă în acest sens și nu renunțăm la această critică a modului în care funcționează statul. Da? Și statul capitalist până la urmă, respectiv statul care se pune în slujba capitalului, da? Și a proprietarilor mari. Bun, apoi, tot universul acesta al dreptului la oraș vine dinspre o tradiție teoretizată, conceptualizată, cel puțin de la, din anii 60 încoace, în țările capitalismului avansat, unde, chiar unii teoreticieni considerau că, de fapt, lupta pentru dreptul la oraș e o manifestare nouă a luptei pentru egalitate și pentru o societate mai bună. Desigur, de aici se deschide o serie de întrebări. Ce înseamnă, de fapt, dreptul la oraș? Înseamnă, nu e încă un drept adăugat la celelalte drepturi, e practic o umbrelă care ar asigura și celelalte drepturi. Dacă ai dreptul la oraș, atunci celelalte ar decurge din acest drept, de fapt. Și apoi, nu e vorba doar de un drept de a folosi orașul sau de a avea acces la spații publice, la locuințe, la parcuri, la școli, la spitale și tot ceea ce are urbanul, nu? Ca de oferit, ca servicii de calitate, ci e vorba și de dreptul de a participa la luarea deciziilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului. Deci e această, să folosim și acest termen de luptă pentru democratizarea deciziilor politice, cine are acces, cine are cuvânt de spus atunci când și la nivel local se decide asupra priorităților de dezvoltare ale orașului. Și cu atât mai mult cu cât sistemul administrativ teritorial din România e tot mai descentralizat și atunci e foarte clar că autoritățile publice locale au o putere majoră în deciziile astea și trebuie să se asigure o participare adecvată din partea tuturor și democrația reprezentativă cu siguranță nu e suficientă pentru asta. Apoi inițiativele din Cluj cu bugetarea participativă, a fost o inițiativă care ar fi putut deschide un alt tip de proces decizional, dar lasă de dorit, nu știu dacă să intrăm acum în critica acestuia, cumva, cred că și prin Cluj noi dorim să
cum modelăm acest lucru prin faptul că participăm la ședințele de Consiliul Local. Aveți cumva fiecare o motivație și un fel de justificare de ce faceți asta? Motivația mea, bineînțeles, este mai personală. 17 decembrie 2010 am fost evacuate 76 de familii din strada Coastei în apropierea râmpii de gunoi. Până în acel moment, eu nu m-am simțit discriminată sau că mi s-au încălcat drepturile sau eram un cetățean al Clujului care avea acces la toate facilitățile orașului, dar în acel moment am simțit că sunt privată de societate. Mi-a fost încălcate drepturile, demnitatea și tot. Și atunci eu bineînțeles că am fost mânată de sentimente personale în dreptul meu, a familiei mele și bineînțeles sentimente față de comunitatea în care am locuit zeci de ani. Și atunci, într-adevăr, e o chestiune diferită, dar ceea ce vreau să punctez e că cu toate că în momentul de față nu mai locuiesc în comunitatea Patarât, m-am mutat, dar am același sentiment de luptă și am aceleași idealuri ca zona Patarât să fie desegregată și nimeni nu merită să locuiască acolo. Iar mă mână sentimentul acesta de a se aplica legislația în dreptul fiecărui cetățean, legislația română, în care se spune că fiecare om are drepturi egale și șanse egale și acces la locuință și la sănătate de calitate, ceea ce știm cu toții că nu e adevărat și nu se întâmplă. Nedreptățile care se întâmplă în jurul meu, segregarea copiilor de etnie romă la școală, discriminarea și multe, multe, multe lucruri care se întâmplă și știm cu toții că istoria romilor n-a fost prea roză. Chiar astăzi, de exemplu, se comemorează 167 de ani de când romii au fost scoși de sub sclavie. Înainte de asta, în total, să zic, cam 500 de ani am fost deportați în Transnistria. A fost Holocaustul din România care a fost provocat de Mareșalul Antonescu. Deci n-am avut o istorie așa, să zici. De aia ar trebui ca oamenii să aibă mai multă și compasiune și solidaritate față de această etnie romă. De ce? Pentru că an de-a rând au fost hăituiți, au fost alungați, au fost persecutați. Niciodată n-au simțit că au un loc al lor, au un spațiu al lor. Dacă se instalau pe un teren, erau țăpați. Dacă se puneau pe altul, erau alungați și de acolo. Dar acum, îi pentru prima dată când simt că oarecum ne-am grupat, ne reîntregim, sunt foarte multe mișcări, ca și aceasta noastră, că sociale acum, care militează pentru drepturile omului, drepturile locuirii, dreptul la viață și așa mai departe. Dar, accentuez, eu sunt mânată de sentimentul mai mult personal. Bineînțeles, îs solidară cu persoanele de etnie romă și nu numai. După cum spunea și Mira, sentimentul la fel și la mine de mânare e cel mai personal. Deci, n-am avut niciodată locuință. De când mă știu, am stat în comunități de la vârsta de 4 ani. Nici nu cred că aveam chiar 4 ani. Am stat numai și numai prin comunități de rom. Și atunci, în momentul în care a apărut cărți sociale acum, eu nu mi-am depus dosar până atunci la primărie. M-am complăcut în situație. E ok unde stau. Pot să zic că nu mi-am dorit mai mult o perioadă. După întâlnirea cu cărți sociale acum, îmi doresc în fiecare an să văd și numele meu pe listă un pic mai sus. Îmi doresc pentru copil foarte mult să văd că se face ceva și pentru noi. Nu numai pentru copilul meu, ci și pentru ceilalți din comunitate. Pentru că și eu am crescut în comunitate și știu ce înseamnă să crești în comunitate. Nu sunt doar solidară cu comunitatea mea, solidară cu toți oamenii care sunt evacuați. Pentru că știu ce înseamnă să fii evacuat, știu cum e să n-ai unde să dormi. Am dormit și chiar și afară pe un pat, doar și sub cerul liber. Și eu de multe ori nu particip la evacuări pentru că eu nu am curajul să văd evacuări.
Cred că nu e ceva ce vrei să retrăiești și să tot... Mi-e greu de multe ori și să discut chestia asta. A fost evacuată nu doar o dată, am fost din mai multe ori. Linda a avut o singură evacuare. Eu am avut în 98 una, în 99 alta, în 2000 încă una, în 2001 mi s-a dus casa încă o dată jos. Deci am trăit de copilă multe evacuări și de multe ori eu chiar nu particip la evacuări. Chiar dacă particip, stau retrasă pentru că îmi aduc aminte ce era sufletul nostru, știu deja ce oamenii au sufletul lor și e greu. Și atunci, să zic așa, mă înmână foarte mult sentimentul ăsta mai personal de a face parte din căști, de a lucra cu oameni evacuați pentru simplu fapt, să zic, pentru că îi înțeleg și știu ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă aveți așa o formă în care sau un moment în care vă imaginați cum ar fi locuirea ideală în Cluj pentru voi și pentru oamenii cu care nu știu, lucrați, cu care sunteți solidare, cu care aveți de-a face și despre care cunoașteți mai mult sau mai puțin, care ar fi, nu știu, felul ăsta în care, spre care tindem sau spre care... Locuirea ideală în Cluj ar fi construcția de locuințe sociale publice pentru toți cetățenii Clujului. Avem în momentul de față 367-68 de cereri depuse. Mă refer la persoane de etnie romă, maghiară și română, care aplică pentru o locuință socială. Eu văd construcția a 2-3 blocuri de locuință socială și problema s-ar rezolva în Cluj-Napoca. Țin să amintesc că în București s-a aplicat acest lucru și s-au construit 500 de locuințe sociale publice. Deci dacă se poate la București, cu bunăvoință, se poate și la Cluj, unde avem bani pentru faimosul festival Untold, cred că o să avem bani și pentru locuințe sociale, bineînțeles, cu multă, multă bunăvoință. Ar fi aceeași idee ca lui colega, ca să fie mai multe case sociale construite, dar să și fie date la toți oamenii, și adică să nu le țin acolo pentru fondul locativ ăla de stat, să le și dea la oameni. Ar fi ca nici unul, indiferent de etnie, ar fi ca să nu mai fie oameni care stau în comunități, în improvizații, cum stăm noi. Indiferent cine îi, să aibă o locuință, cum era pe vremuri, când oamenii aveau casă și nu stăteau în brăci. Pentru aceste idealuri, cred că ne dorim în continuare să avem putere să luptăm mai departe, să fim în stare să atragem către această cauză cât mai multe persoane, pentru că, încă o dată, ceea ce facem cu participare la ședințe de Consiliu Local, ceea ce facem prin procesele în instanță, prin cărămida, prin altele asemenea, nu o să aibă impact radical dacă nu va fi o revoltă mai mare cu acest scop și să nu se confrunte. Deci, da, România va trebui să se confrunte cu astfel de revendicări prin datea atât mai multe. Deci dacă clasa de mijloc de azi o să se trezească și o să vrea să lupte pentru drepturile sale, atunci cu siguranță tema va fi pusă pe agenda publică. A început deja să fie pusă, dar foarte timid și prin niște instrumente care nu tocmai duc la o soluționare eficientă, de exemplu asta cu cumpărarea de locuințe de pe piață. Deci s-a dovedit că nu funcționează și s-ar și cheltui mult mai mulți bani, deci cum zicea Linda și Maria, da, credem că
producerea masivă, construcțiile noi, repararea construcțiilor sau clădirilor vechi, refolosirea terenurilor publice cu acest scop care mai sunt încă în oraș sau chiar și, da, de ce nu, să răscumpere terenurile pe care le-a vândut din 90 încoace. Uh-huh. Și atunci ar fi din nou loc, unde și din ce. Suntem până la un oraș bogat. Loc și unde, tot timpul primăria spune că pentru locuințe sociale nu au spațiu să construiască. Dar în fiecare zi ne minunăm privirea cu câte un bloc tot mai mare și tot mai în locații diferite. De exemplu, în apropiere de unde locuiesc eu, spre Someșeni, acum recent, de vreo două luni, am început construirea două blocuri. Pe un teren unde era teren verde, era copaci, iarbă. Acum sunt blocuri, nu mai vezi nimic. Da. Și teren pentru locuințe sociale nu este. Și acolo ar fi putut să ridice un bloc, nu două, de locuințe sociale, decât să-l vândă la dezvoltatori și imobiliari. Locuirea este unul dintre cele mai importante terenuri pe care se joacă dreptul la oraș, dreptul la politici juste și antirasiste. Iar căști sociale acum militează pentru asigurarea apartenenței la oraș în sensul larg de a nu avea doar dreptul de a locui în oraș, ci de a participa la deciziile politice privind dezvoltarea lui. Lucru cu care cred că ne putem identifica toate și toți. Locuirea nu trebuie să fie dominată de profit, pentru că locuirea nu este o marfă ca oricare alta, este mediul în care viețile oamenilor se întâmplă. Ați ascultat un episod din seria Mișcări în Contrasens, a podcastului Contrasens. Mă bucur că ați fost alături de noi. Am discutat cu... Jica Claudia Linda, membru în căști sociale acum. Vințeanică, căști sociale acum. Stoica Maria Rozalea, membru în căști sociale acum. Va urma ultima parte a acestei serii, în care vom vorbi despre chirii și de ce este dificilă organizarea în masă pentru această problemă atât de generalizată la nivel de oraș. Le mulțumesc celor care ne ascultă episoadele și ne sunt alături în încercarea noastră de a înțelege societatea. De asemenea, mulțumesc celor care ne susțin munca pe Facebook.